Bine v-am găsit, dragi telespectatori, muzica fiind suprema odă bucuriei, adusă de creatori înzestrați, cu har indiscutabil divin, ne-a adunat la această emisiune dedicată Zilei Mondiale a Muzicii, sărbătorită anual, la data de 1 octombrie din anul 1975, la propunerea ilustrului violonist Ehud Minuchin. Nu am rămas indiferenți nici noi față de această sărbătoare, pentru că nu singură dată v-am zis că și în Republica Moldova există muzicieni care s-au înscris în circuitul valorilor europene. De acest lucru vă veți convinge și în emisiunea de azi. Thank you.
pentru a vorbi despre unii din cei mai reprezentativi compozitori ai acestei țări, l-am invitat pe domnul Constantin Rusnac, muzicolog, compozitor, secretar general pentru UNESCO. Eu vă zic bine ați revenit, domnule Rusnac. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Domnule Rusnac, dacă tot sărbătorim Ziua Mondială a Muzicii, chiar aș vrea să vă întreb dacă muzica merită să fie sărbătorită. Cred că muzica este una din cele mai frumoase arte cunoscute pe fața Pământului și se știe că încă din secole și secole, din milenii, e cunoscut că lumea, înțelegând importanța muzicii, atribuiau diferite nuanțe acestei muzici, mai ales nuanța educativă a muzicii. În China antică, în Grecia, în Italia, pretutindeni noi găsim mărturii unde se vorbește atât de frumos despre muzică, despre această artă care influențează sufletul și inima oamenilor. Și sigur că acest frumos îi atrage să facă numai bine. Domnule Rusnac, eu zic, haideți să vorbim despre compozitorii noștri. Ziceam despre unii compozitori, pentru că noi avem foarte mulți compozitori. Noi ne bucurăm, avem foarte mulți la care ținem, fiindcă toți se manifestă, majoritatea de toți se manifestă foarte bine în toate direcțiile în care s-au consacrat, fiindcă în fond un compozitor, în primul rând, trebuie să fie meseriaș. Deci trebuie să-și cunoască meseria de la și până la. Și apoi își alege direcția în care, care e mai aproape de sufletul lui, dar el trebuie să poată să activeze în orice gen. Deci meseria trebuie să-și o cunoască la perfecție. Și atunci, în genul ales, sigur că el îl face perfect din punctul lui de vedere și din punctul de vedere al ascultătorilor, bineînțeles. Eu zic să începem cu celebrul nostru compozitor, nu știu, așa îmi place mie să zic, domnul Tudor Chiriac. Chiar aș vrea să vă întreb prin ce este reprezentativ acest compozitor. Ați scris foarte multe despre el. Tudor Chiriac este o personalitate foarte interesantă și foarte importantă pentru cultura noastră. Chiar faptul că a plecat pe aproape un sfert de veac de la noi și a făcut activitatea deci la Iași. Asta nu înseamnă că a plecat de aici, el a venit tot acasă, fiindcă e în cealaltă parte a, a Moldovei. Dar a registrat toate creațiile. Și creațiile noi, a registrat aici. Deci noastre. El n-a fost rupt de acest plai între, dintre Prut și Nistru. Și mai ales el fiind crescut, născut acolo la sat, sigur că el a pur și simplu a absorbit acea sevă care vine din rădăcină. La el în sat erau muzicieni foarte, era un trompetist, spun, o persoană care cânta la armonică și el tot asculta și absorbea exact așa cum nisipul suge apa. Iar tatăl lui, când i-a dat o mică armonică de gur, deci el a fost pur și simplu încântat. Iar când a pus mâna pe armonica aceea din două rânduri rusească, el de acolo era invitat să cânte la diferite cumătriși, la diferite manifestări, chiar și aducea chiar și o para acasă. Deci de acolo câștiga prin asta. Dar totodată eu cred că el asculta folclorul acestui. Păi da, sigur, el era pur și simplu. Asta și l-a făcut pe el ca în toate lucrările lui. Deci se simte acel substrat folcloric, dar gros, și el se străduie să-l treacă prin viziunea lui în orchestra simfonică, să ne amintim de acel pe un picior de plai. Și nu numai folclorul moldovenesc local, el cunoaște folclorul românesc în totalitate și sigur că prin lucrările lui, el a vrut să ne spună că suntem totuși o unitate. Și el a folosit și folclor din Maramureș, din Transilvania, pentru ca să ne spună anumite adevăruri. Și sigur că el cunoaște foarte bine orchestra, știe să orchestreze în așa fel ca timbrele orchestrale să pătrundă
în sufletul ascultătorilor și să trezească anumite emoții. În continuare le vom propune telespectatorilor să asculte piesa Floare Ciciuleni, scrisă, bineînțeles, de compozitorul Tudor Chiriac și interpretată de Orchestra Națională Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, de Orchestra de Muzică Populară Lăutare, de Corul Moldova, de Surorile Osoianu și de Genina Ribana Crețu, o artistă a Operii Naționale din Iași. Într-un vechi și vremnic neam, floare ciuleni.
Un alt compozitor reprezentativ al acestei țări este și maestrul Gheorghe Mustea, care a scris în diverse genuri, inclusiv în cel de operă. Deja are două opere la activ. Cum credeți dumneavoastră, care ar fi creațiile de referință a acestui compozitor? Sunt foarte multe creații de referință a lui Gheorghe Mustea, fiindcă el la fel ca și Tudor Chiriac se bazează pe muzica noastră populară, locală. Melosul popular. Melosul popular, sigur că da. El a absorbit acolo. Pe urmă, el este un interpret extraordinar. El este un flautist pur și simplu care simte muzica absolut așa cum o simte cel care a scris-o. Este un naist foarte bun. Nu în zadar, el a fost conducător artistic, dirijor al orchestrei jocului. Deci el s-a plămădit acolo. Și totuși, care creații vă rămas dumneavoastră în memorie? Multe creații. Sigur că chiar aseară, zilele astea, pot să zic, când am ascultat acea arie din opera Alexandru Lăpușneanu, aria morții, da, cântată cu atâta măestrie și plăcere de către Valeriu Cojocaru, deodată m-am gândit, uite ce lucrare extraordinară a scris Gheorghe Mustea, dar cât de bine orchestrat, orchestra vorbește acolo unde vocea nu mai poate spune, orchestra vorbește. Prin câteva nuanțe, prin câteva momente pe care le face el, prin câteva hașuri, orchestra ne vorbește și sigur împreună cu vocea a făcut un tablou. Sigur că opera este și sper că ea va fi readusă în scenă, fiindcă noi avem nevoie de aceste creații. Creația lui chiar de muzică de camere, concertele lui pentru concertul pentru orchestră. Deci Mustea este un compozitor care s-a afirmat de mult de acum pe așa a adus pe altarul culturii noastre creații de valoare, chiar și în domeniul muzicii ușoare. El are multe cântece care le cunosc toți și le cântă cu mare plăcere. Ei, noi astăzi vom prezenta o romanță intitulată S-au dus anii de floare, interpretată de mezzo-soprana Taisia Caraman și Orchestra Națională Simfonică a Companiei Teleradio Moldova. Thank you.
stările, își orb amintirile, ani de stea, ani de vis, albe cărările, s-au tot stins depărtările, din amintirile, ani de stea, ani de vis, sfinte iubirile, lângă geam, așteptările, își eu cred totuși, domnul Rusnac, că muzica este prima dintre artele Universului. De acest crez l-a urmat și regretatul compozitor Valentin Dânga, piesele căruia au strălucit pe bolta muzicală, iar de datoria noastră este să le promovăm. Îmi spuneați odată cum că Valentin Dânga este unul din cei mai talentați compozitori acestui neam. Dar eu chiar zic cel mai. Și nu mă tem să spun asta din cauza că îl cunosc de când Valentin Dânga era în clasa 4-a. Deci ceea ce a dat lui Valentin Dânga Dumnezeu, la puțin compozitori li s-a dat un astfel de har. Noi eram la acel internat de pe strada Kiev 73, erau trei odăi acolo unde noi dormeam, eram vreo 30 și ceva de elevi ai școlii de 10 ani, care pe urmă s-a transformat în școala Coca, pe urmă a fost, din păcate, Coca a fost eliminat din aceea denumire și s-a transformat în liceul Ciprian Porumbescu. Cred că Porumbescu nu-i mulțumit de acest moment, dar asta nu are importanță. Pentru că noi considerăm că Eugen Coca ne reprezintă mai mult și, de fapt, este mai reprezentativ pentru țara noastră. S-a făcut o greșeală atunci, în anii 90, fiindcă, sigur, Ciprian Porumbescu este cineva și este foarte aproape, dar și Coca este de aici. Dacă era, nu trebuia de schimbat. Nu, și zic că este chiar un compozitor reprezentativ. Foarte reprezentativ. El și opere și quartete. Deci este un compozitor de mare valoare. Și s-a comis o greșeală foarte mare atunci din cauza persoanelor care erau atunci la Coca. Nu vreau să spun numele, fiindcă este o personalitate, într-adevăr, la care foarte mulți țin, dar a făcut o greșeală din inconștientă. Dar lăsăm momentul ăsta. Și atunci când noi eram acolo, și noi toți știam că Dânga este extraordinar. Făceam experiențe cu el. Deci se întorcea Valentin cu spatele și noi la pian apăsam clapele tot și ne uitam ce clapi. Și întrebam care sunt apăsate și care nu. Și el niciodată n-a greșit. Toate clapele apăsate el le spunea și cele care nu le apăsam le spunea. Deci, adică nu acordurile. Nu acorduri, clape așa, cluster făceam. Uh-huh. Făceam cluster și el le spunea absolut tot. Deci un auz perfect, mai ceva decât perfect. Despre acest moment, că el este fantastic, ne vorbește și faptul că la vârsta de 18 ani, el de acolo a fost invitat conducător muzical la Edita Pieha, una din cele mai mari cântăreți din Rusia, de origine poloneză, care, deci la ansamblul Drujba. Deci era imposibil, la 18 ani el era conducător acolo. Nimai vorbind că el a fost conducător al faimoasei Bucurii, care era cunoscut în toată Uniunea Sovietică, conducător artistic al acestui ansamblu. Deci Dânga, el era și un muzician. Deci el a început să cânte la violoncel, în fond, la școală, țin minte. Și degetuțele lui erau prea subțirele așa și era complicat să cânte la violoncel. Sau mai târziu au hotărât să cânte la trombon. A cântat și la trombon. Pe urmă, el nu era. Dar pianul era auxiliar la el. Dar pianul el îl poseda destul de bine. Și eu mi-aduc aminte că cred că e cel mai important să vorbim despre Dânga, despre anumite momente. Deci am venit eu la imprimare cu orchestra radio sub conducerea lui domnului Alexandru Vasichkin. Era tot un dirijor și orchestra o ținea foarte bine.
Și imprimam acolo și într-un moment al lucrării mele nu-mi plăcea ce și cum și nu înțelegeam din ce cauză. Era și dânga. Și dânga spune, ridică violul cu o octavă mai sus. A ridicat violul cu o octavă mai sus, imediat a răsunat orchestrația cu tot altfel. Iar Vasichkin îmi spune, deci, da, el, deci, Valentin vine la mine și îmi dă o orchestrație și eu mă uit și zic, uite, aici nu-i bine orchestrat, fiindcă nu o să sune. El spune, cântați, că o să sune. Am pus-o, deci, sună. Altă dată, trombonistul, deci, violoncelele, a spus că, ce scrie dumneata aici, că e imposibil de cântat. De ce? A luat violoncelul și uite că e posibil. Când trombonul a spus același lucru, el a luat trombonul și a cântat și a spus, uite că e posibil. Și toți au înțeles că dânga, totul ce scrie dânga e posibil de cântat și ei aveau frică de el, se străduiau să cânte. Domnul Valentin Dânga a colaborat poate cu cei mai valoroși soliști, cum ar fi Natalia Barbu, German, Galina German, cu care a mers la diverse concursuri internaționale. Eu știu că a luat 14 trofee. Sigur că e acel blues la mare care a fost fantastic. Dar a colaborat și cu Ștefan Petrache, o altă personalitate. Ștefan Petrache, asta este o colaborare extraordinară. Dacă vă mai amintiți, dumneavoastră, acea frumoasă piesă pe care a cântat-o și chiar versurile le-a scris, piesa Ce aș fi fost. Da, cum? A cântat-o extraordinar Ștefan Petrache. Ștefan a cântat-o. Uite că astăzi le propun telespectatorilor chiar să asculte piesa Ce aș fi fost în interpretarea formației Brio Sonoris. Just be.
muzicienii noștri de mult s-au înscris în circuitul valorilor europene. Eu aș vrea să vorbim și despre unii soliști ai noștri și aici, dacă tot dumneavoastră l-ați pomenit pe Valeriu Cojocaru, eu cred de fapt că un asemenea bas și l-ar dori mai multe teatre de operă din afară, din mai multe țări. Nu credeți dumneavoastră că în afară de talent, profesorul joacă un rol considerabel, iar el a studiat la, cred eu, cel mai bun profesor de canto, care este Tamara Alioșă. Pedagogul, sigur că are un rol extraordinar, fiindcă adevăratul pedagog știe singur să învețe de la discipolii săi. Acesta, într-adevăr, este un pedagog adevărat. Eu am avut, fiind rector al conservator, sub aripa mea erau foarte mulți pedagogi extraordinari, printre care era și Tamara Alioșina, și Ludmila Alioșina era, și Ierofeiva, și Vladimir Dragoș, și Mihai Monteanu, și doamna Botezatu, toți închipuiți erau deosebiți. Alioșina, în general, era considerată una din cele mai bune și Carmen, dar mai ales Contesa din Tchaikovsky, din Dama de Pică. Ea, interpretarea ei, pur și simplu, este etalon al interpretării. Toate mai avem multe și putem și la Arhipova să facem atribuții care era fantastic și era numită. Da, Tamara Alioșina e a noastră. Tamara e a noastră și care nu ceda. Valeriu Cojocaru a luat foarte mult de la Tamara Alioșina. El a înțeles cum trebuie să muncească asupra rolului. Ea îi infiltra că înainte de a cânta, chiar având o voce extraordinar de frumoasă, trebuie să înțelegi ceea ce cânti, trebuie să pătrunzi în text. Și dacă textul ajunge la inima ta, înseamnă că o să ajungă și la inima ascultătorului. Și atunci, înțelegând tu textul, tu poți să modelezi și muzica ca să corespundă acestui text. Ceea ce Valeriu Cojocaru s-a învățat să facă de la Tamara Alioșin. Noi chiar aseară am văzut la spectacol cum el... El și-a jucat rolul, ați observat? Da. El fiind... Deci n-avea... Nu era momentul să joci în scenă artistic ca un actor, actoricește. Da. El n-a putut, el a jucat rolul, deci mimica feții, mișcările au fost actor. Deci asta l-a învățat, sigur, că Tamara Alioșina. Și vocea lui inconfundabilă, vreau vocea să lui frumoasă, are niște nuanțe profunde, așa, aș zice eu, așa, ca sunetul unui harbuz care îl rupe așa și îl face așa un sunet plăcut, înțelegeți, care te atrage și vrei să-l mai asculți. Di serga corona, di serga corona.
Fanciullino, l'oroscopo volea. Bugiarda, lento febbre del meschino, la salute struggea. Coperto di pallor, languido, affranto, e tremava la sera, il dì traeva. Înzestrat cu aleasă cultură muzicală este și compozitorul Constantin Rusnac, piesele căruia se interpretează și peste hotarele țării. Acum, domnule Rusnac, aș vrea să vă întreb unde sunt interpretate piesele dumneavoastră, să știe și telespectatorii noștri. Ei, să zicem, chiar așa mult sunt interpretate. Eu mi-aș dori mai mult. Eu știu că în Franța fie... sunt interpretate. S-au fost interpretate și în Franța, și în Elveția, și în Germania, mai... În zilele cele de mai de mult erau și în Norvegia și în, deci și am fost rugat, de exemplu, să mai fac niște orchestrați, chiar acea sărbătorească pentru orchestra simfonică din Omsk chiar, dar din păcate au venit momentele, eu am făcut-o și o cânt orchestra, orchestra noastră. Și mă bucur când sunt interpretat undeva, dar cel mai tare mă bucur când sunt interpretat aici la noi. Da, într-adevăr, dar francezii știu eu că au interpretat mai multe creații de-a dumneavoastră. Eu mi-amintesc la sala cu orgă. A venit un violoncelist și ei chiar erau frapați de muzica dumneavoastră. Ei, și am fost la festivalul din Châtel Rouge, din Franța tot. Am fost interpretat, am chiar și acea imprimare cu o romanță, așa, nu chiar romanță, dar un tablou și muzical pe versul lui Mihai Eminescu, La fereastra dinspre mare. A fost interpretată de o franțuzoaică în limba ivrit, printre altele. Și am fost plăcut, deci eu mirat de acest moment, deci că am fost rugat să particip la acest festival și m-am bucurat. Eu știu că și o soprană din Rusia, pare mi se, la Teatru Mariinskei, din Sankt Petersburg. A interpretat Ave Maria. Elena Zastavnaya a cântat la Festivalul Internațional de Muzică Clasică Crescendo din Cahul. Din muzica ușoară, deci în mai multe Dar locuri. Dar a cântat piesa Ave Maria. Ave Maria a cântat și...
Pierdut în tăcere apa pe versurile lui Pavel Boțu, deci două lucrări i-a cântat atunci. Sigur că m-a bucurat acest lucru. Chiar și Anișoara, dacă mi-amintesc, Anișoara este fiica domnului Constantin Rusnac, în timpul pandemiei cânta cu soțul ei la balcon piesele dumneavoastră. Da, toată strada se strângea acolo și atunci m-au rugat și eu am făcut chiar un tango pentru două viori, pentru strada lor. Și deci ei știau că eu le-am dedicat un tablou și am foarte multe impresii și mulțumiri pentru acest lucru. Deci o lună întreagă, aproape în fiecare seară, la ora 8 seara, se strângea auditoriu pe strada Framboisier în Bruxelles și lumea aplauda deci acest mic duet, Anișoara cu soțul ei, două viori. Domnule Rusnac, eu știu mai multe creații din repertoriul dumneavoastră componistic. Nu știu de ce atunci când vorbim de Constantin Rusnac se identifică, nu știu cum, cu Sărbătorească. De ce credeți dumneavoastră? Pentru că aveți foarte multe creații, frumoase creații. Păi așa întotdeauna, cred că la orice compozitor îți vine în minte una din cele mai bune lucrări scrise la 28 de ani, chiar la 27, dar la 28 mi s-a decernat acest premiu, care în fond m-a făcut de frică să devin compozitor. Eu nu credeam în forțele mele, din cauza că mă gândeam că uite Mozart să așa să scrie, eu mă așez și scriu puțin și mai departe de acolo trebuie să mă gândesc. Și atunci când am văzut că Beethoven, care geniu, scria, rupea, iar scria, zic, stai că aici nu-i numai cum la Mozart, dar trebuie să muncești și să mai alegi. Și atunci, când am scris această Sărbătorească, tot am fost impus să o scriu, fiindcă lucram la Ministerul Culturii și chiar ministrul a zis că, uite, când a venit aici Brejnev și au cântat Hora Primăverii cu Lunchievici frumos, la un nivel extraordinar, deci Brejnev a spus, ce-mi cântați 20 de ani una și aceeași? Și atunci, imediat, tu răspunzi de muzica asta, da, uite să faci așa, să comanzi așa o lucrare. Și Mihai Murzac a zis că nu mai comanda nimănui, cu toate chiar am comandat, fă singur. Și eu de frică am făcut. Și când a fost apreciat atât de înalt, de acolo și de Grigore Vieru și de toate unii scritori, și de unii acolo, eu m-am gândit că dacă mi s-a decernat premiul de stat, o să zic că mi s-a decernat degeaba. Și orice solicitare de a scrie muzică, eu totuși fiind muzicolog și cunoscând toată anatomia muzicii așa chiar mai bine și decât unii compozitori, vă închipuiți că n-am refuzat. Și muzică la teatru, la Bălți, am scris la câteva spectacole care au fost foarte bune apreciate. Am scris și muzică corală, muzică pentru copii, muzică corală simfonică, deci multe creații am scris. Multe creații, dar eu mi-amintesc încă și de o altă creație dragă sufletului meu, este vorba de Apără-mă, Doamne. Cum a ajuns ea la Dida Drăgan? O mare cântăreață, iarăși din România? Cum a ajuns, eu nu știu, fiindcă eu când eram plecat și când am venit, Dida Drăgan îmi spune, mă iertați că eu am luat creația dumneavoastră și iată la Cânticul 91, creația noastră a luat premiul întâi. Și deci a fost un foarte mare premiu, care era salariul meu de vreo 10 luni de zile. Și ea zice, ce facem cu banii? Eu zic, ce faci cu banii? Eu zic, eu nu pot să iau, fiindcă eu nici n-am știut că dumneata cânți. Și am făcut donații acestor bani la construcția Bisericii Sfântul Pavel și Petru. Și au început anii ăștia și nu mai știu unde banii ăștia s-au dus și nu știu unde e această biserică. Atunci, în anii 90, la începutul anilor 90, s-au făcut, știți, momentele astea. Și Dida Drăgan a cântat-o foarte bine, aș spune eu aceasta. Pentru că ea este chiar mare cântăreață. Ea se vede că a auzit-o când Olga Ciolacu a cântat-o în Ateneu Românesc și când toți țineau lumânări în mână. Eu n-am văzut, dar mi s-a povestit. Ele ca factură sunt. Și, exact, da. Și atunci Dida, când a auzit-o, numai decât a vrut să o cânte. Ele și sunt monumentale ambele. Da. Și Olga Ciolacu și pe urmă, Dida când Gică Cimbir a cântat-o, tot extraordinar, ca un preot a cântat această lucrare. Și nu numai, foarte mult cântă această lucrare. Și de monologul Ievei, mi-amintesc, care la fel este o piesă monumentală. Bă, și dumneavoastră sunt în spirit. Este un tablou. Într-adevăr. Ca într-adevăr. Și Ningi, care este un tablou muzical. Fiindcă eu nu prea scriu, ca să zic așa, cântece scriu, dar tablouri, mini tablouri muzicale. Iar astăzi le propunem telespectatorilor un tango frumos, scris de maestrul Constantin Rusnac și interpretat de Orchestra Națională Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea.
tot mai mult în ultima perioadă aud vorbe de laudă de mezzo-soprano Taisia Caraman. Cum credeți dacă poate fi așa aspirantă la gloria muzicii? Eu cred că vorbele sunt pe bună dreptate. Eu am făcut cunoștința cu câțiva ani în urmă cu ea și am făcut o cunoștință destul de plăcută. Aveam concertul, cred că în 2018 sau 2019, în sala cu orgă, un concert coral, unde am scris un mini requiem dedicat celor plecați din domeniul muzicii, a poeziei, a interpreților, deci începând cu Doina Badea, Serghei Lunchevici, Curbet, Grigori Vieru, deci o adaptare, am făcut o adaptare a cuvintelor lui Grigori Vieru. M-a întrebat odată Eminescu un vis pentru 5 soliști, cor și pian atunci. Iar concertul a fost la sala cu orgă. Sala cu orgă a fost concertul. Și atunci, deci pentru mezzo-soprano, eu am făcut o combinație deci, între voci de muzică ușoară și voci de operă și am făcut o greșeală și am văzut că acolo la voci nu e bine această cone. Și la care cineva mi-a spus, eu o să vorbesc cu pianista, mi-a spus, o să vorbesc cu Taisia și eu o să vină și o să cânte. Și eu, când am auzit-o cum cântă ea, eu am fost plăcut, mirat, că chiar din prima dată a cântat așa cum am vrut eu. Ea la fel muncește foarte mult ca și maestrul Gheorghe Mustea. Ea nu în zadar vine din neamul Mustea, este o nepoată de la frate, sau nu mai știu, de la frate, tot de acolo, de la Telenești, din Mândrești, de Teleneștilor, și se vede că la ei acolo neam, deci, aceasta, cum la noi, la fiecare. Deci, dar într-adevăr, ea a muncit foarte mult și în ultima perioadă tot mai mult o văd în spectacole. O văd în scenă chiar și în ultimul chiar și în acum în cadrul festivalului Maria Vieșu, ea a apărut de câteva ori în scenă și s-a manifestat foarte, foarte frumos. Eu cred că este o mezzo-soprană de perspectivă. Să sperăm să o vedem în cele mai impunătoare roluri de mezzo-soprano pe care le are repertoriul teatrului nostru de operă și sunt convins că ea se va manifesta la nivel. Iar noi le propunem telespectatorilor aria Sântuței din opera Cavaleria Rusticană de Mascagni. Voi lo sapete o mai
vreau să vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră, să le mulțumesc și telespectatorilor pentru atenția cu care sperăm că ne-au vizionat și să le spunem ca de obicei, pe curând!